Parlament, Ministrul Justiției Ana Birceal. La nivelul societății vor conduce în a avea această balanță între respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale oamenilor și, pe de altă parte, a acorda acele instrumente necesare pentru a continua lupta împotriva corupției, pentru a continua lupta împotriva criminalității organizate, a terorismului, a traficului cu persoane, etc., etc. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că lucrurile sunt acum clare și închei prin a spune că fac apel la toți colegii și colegele mele, că am auzit anumite declarații astăzi, să lăsăm justiția pentru actul de justiție. Din punctul meu de vedere, justiția se face exclusiv în sala de judecată, pe baza probatoriului existent la un dosar. Fie că vorbim de un dosar într-o cauză penală sau un dosar într-o cauză civilă sau administrativă. Justiția se face exclusiv în sala de judecată și haideți cu toții să ne așezăm la aceeași masă, să contribuim constructiv, cu bună credință, cu expertiză. Fiecare dintre noi, în orice poziție vom fi, fie că suntem în Parlament, fie că suntem în societatea civilă, fie că suntem experți din interiorul României și din afara României, astfel încât justiția din România să nu devină acel câmp de bătălie politică cu mize mici politice, dar care pot să facă foarte mult rău societății românești. Asta este punctul meu, acesta este punctul meu de vedere în calitate de om de drept, a unui om care a studiat dreptul și care respectă această profesie și cred că fiecare dintre noi ne dorim aceste lucruri. De ce nu a avut PSD această deschidere la dialog înaintea elaborării ordonanței 13? Acum toată lumea, toți din PSD spun că trebuie dialog. De ce nu a fost înainte? Eu cred că a fost o formă de dialog. Sigur că haideți să învățăm din greșelile trecutului pentru a construi prezentul și viitorul. Așa am învățat eu. Părtășiți, deci, opinia domnului Victor Ponta, a fost premier, că a fost o greșeală totul începând cu emiterea ordonanței 13? Eu cred că mi-am spus punctul de vedere în ceea ce privește ordonanța 13 sau ordonanța 14 și haideți să învățăm din trecut, să luăm lucrurile bune din trecut, să evităm greșelile din trecut pentru a construi prezentul și viitorul. Așa am învățat eu. Referitor la ancheta pe care o face DNA în acest prezent, în acest moment, pe această ordonanță. Al doilea om în stat a spus că este un conflict între puteri și că, practic, DNA-ul se bagă în treaba guvernului. Dumneavoastră sunteți de acord cu această afirmație? Fiind o anchetă în curs, vă dați seama că nu îmi permit să comentez o anchetă în curs. Mai mult decât atât, și știu că iar o să vă supărați pe mine, dar vă aduc aminte care a fost și care este până în această secundă misiunea mea la conducerea interimară a ministerului, buna funcționare a ministerului. Și eu sunt mândră că în această perioadă, împreună cu colegele și cu colegii din minister, cu echipa mea, am reușit să nu blocăm nici activitatea ministerelor, nici activitatea guvernului. Vedeți că în Parlament ne-am preocupat să ne expunem punctul de vedere, deci eu cred că pot să spun că am asigurat un bun mers al activității administrative a ministerului. De Ministerul Justiției, pentru că faceți parte din guvernul indiferent. M-ați auzit de foarte multă vreme. Eu tocmai că sunt un om de drept, niciodată nu am comentat o anchetă în curs, dintr-un simplu respect față de actul de justiție. Vă spuneam mai devreme că, din punctul meu de vedere, justiția se face exclusiv în sala de judecată. Nu îmi permit să-mi dau cu părerea, mai ales despre o anchetă în curs. Să aflăm numele viitorului ministru al justiției. Se pare că până la urmă o să fie un tehnocrat. În opinia dumneavoastră, acesta, un tehnician, va face mai bine, va pune mai bine în acord deciziile Curții Constituționale cu cele două coduri decât un politician? Adică va face treaba mai bună? Să știți că eu am încredere în decizia pe care președinții coaliției împreună cu premierul o vor lua. În rest, permiteți-mi să nu comentez și să speculez pe această temă. Eu sunt convinsă că oricine va veni la cârma Ministerului Justiției va face treabă bună, cu bună credință, și eu cred că dacă respectăm aceste două principii fundamentale, și anume asigurarea instrumentelor legale, nu numai pentru lupta împotriva corupției, pentru statul de drept, lucruri firești într-o societate normală, dar și pentru combaterea crimei organizate, a terorismului, a traficului cu persoane, a spălării banilor, etc., etc. Uitați-vă la bilanțul DIICOT și eu îi laud încă o dată pe această cale, că săptămâna trecută au arătat câtă treabă bună a făcut în anul precedent.
Împreună cu respectarea libertăților și drepturilor fundamentale ale oamenilor, ale omului, eu cred că sunt lucruri absolut normale și haideți și noi să privim cu încredere că și în România putem să avem o justiție funcțională. Eu vă spun că, de exemplu, împreună cu colegele și colegii mei de la Bruxelles, ieri, în grupurile de lucru privind discuțiile legate de MCV, am reușit să avem discuții constructive și eu sunt în continuare încrezătoare că acest obiectiv pe care noi ni l-am propus să ieșim de sub MCV se va realiza. Da.